Accidentul a avut loc la ieșire din comuna Andrășești și s-a soldat cu 5 victime. O femeie în vârstă de 32 de ani se întorcea împreună cu soțul și cei 3 copii de la mare, iar în drum spre casă s-a angajat într-o depășire care a dus la moartea copilului său în vârstă de 12 ani. Băiatul a fost găsit în stop cardiorespirator și resuscitat aproximativ 60 de minute fără rezultat. Mama, însărcinată în 5 luni, soțul acesteia și ceilalți 2 copii au fost aduși în stare gravă la spitalul din Slobozia. Fetița de 10 ani este bine, cu contuzie toraco-abdominală și cu o traumă de claviculă, cu fractură de claviculă dreaptă. Băiețelul de 7 ani este cu un traumatism craniofacial acut, dar de grad 0, deci a fost conștient tot timpul. Din primele cercetări se pare că cauza probabilă a accidentului a fost depășirea neregulamentară. În urma impactului au rezultat 6 victime, din care un minor care a decedat la fața locului și alte cinci persoane rănite. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cauzele care au dus la producerea tragediei.